cunoștințelor, doamnelor și domnilor, eu așa am să încep, că îl cunosc pe Alexandru Ciocioi de când eu aveam 22 de ani. El avea ceva mai mult și l-a cunoscut la un cenaclu, la cenaclul Logos, cenaclu păstorit, îl știu și Monica Mureșan pentru că se află în sală, și Lucian Coliță, pentru că tocmai a venit și dânsul, poetul Lucian Coliță. Cenaclul Logos era condus de profesorul, scriitorul, profesorul universitar Valeriu Filimon. El nu mai este printre noi, dar Valeriu Filimon l-a întregit foarte mult încă de atunci pe Alexandru Ciocioi. Alexandru Ciocioi a fost un răsfățat al cenaclului Logos și desigur al poetului, da, al domnului Valeriu Filimon. Mi-aduc aminte că am fost împreună și la mănăstire. Eu și cu Alexandru Ciocioi, la mănăstire, la Neamț, acolo a fost foarte frumos și n-am să uit acele, era împreună cu cenaclul Logos. Mi-aduc aminte că era și Angela Popescu și, exact, 12 eram. Anii au trecut, dar nimeni nu ne poate fura amintirile. Eu știam că această carte are coperta albastră, coperții al coperta albastră, și pentru că am zis să port și eu o rochie albastră, să ne aduc aminte de cer, pentru că poemul acesta este închinat și cerului, și să fiu și eu albastru, cum este poeta Ella Blu și frumoasa doamnă Ana Taraș. E, aici am vrut să ajung, bineînțeles. Și pentru că sunt și eu un albastru, la o altă dimensiune, la o altă mărime, aș vrea să vă spun că voi da citire poemului, același poem pe care l-a citit și domnul Răulescu, ca să-l învățăm pe de rost. Pentru asta citesc acum, care de fapt a fost dorința autorului și iată poemul. Coborârea. Am uitat să vă spun. Am început să vorbesc cu iarba, cu florile, cu pomii, cu pomul acesta, care m-a chemat și eu m-am dus și m-am plimbat prin el, ajungând până sus, în ultima ramură, de unde mângâia cerul, un cer pe care îl cunoșteam, un cer pe care l-am purtat în mine de când m-am născut și mă întrebam cum a ajuns el acolo, drept lemn mișcător, cu palmele împodobite de frunze, născând visuri colorate pe care le lasă să cadă în iarbă, neștiind niciodată de câte ori a învățat o bucată de lut să vorbească, neștiind niciodată dacă fruntea unui basm a fost înfiorată de aerul viu dintre mine și foc. Și-am coborât. Am coborât pe neliniștea pietrei într-o durere de slavă, având inima crăpată adânc până la copilărie. Bravo. Mulțumesc foarte mult, Elena. Elena Ghițescu, actriță. O știți foarte bine. Acum, Curuia vrea să spune și din structura cuvinte despre poezia lui Alexandru Ciocioi. Alexandru Ciocioi nu este numai poetul despre care a scris, cred că, două sau trei cronici, dar Alexandru Ciocioi a scris și comentarii literare și a mai scris un studiu despre genul haiku și un studiu excelent despre Constantin Brâncuș. Toate aceste aspecte se regăsesc și în poezia autorului. Acum, dacă ne referim o clipă la fața din secundă, există două tipuri de poezii. Unele poezii se titulează Am uitat să vă spun, așa cum este și un volum anterior de versuri. Deci poezii în prosă. Păi, în proză. Ce înseamnă, am uitat să vă spun, de ce autorul folosește această sintagmă?
Pentru că totdeauna când ai uitat lucrurile minore, îți rămân lucrurile esențiale. Adică totdeauna când ai uitat totul, îți rămâne esența, îți rămâne cultura. De aceea, aceste poeme proză, am uitat să vă spun, sunt niște arte poetice și niște credințe, niște lucruri care definesc specificul autorului. Nietzsche chiar îi spunea în drumul spre centru că totdeauna toate aventurile omului duc spre cunoașterea de sine. Deci acesta, am uitat să vă spun, reprezintă exact esența poetului. Și în această esență, una din caracteristici este zborul imaginației și poetul este cel care dă viață cuvântului, este inima cuvântului. În această poezie, am uitat să vă spun despre zbor, se regăsește, este un text foarte potrivit pentru păsările măiestre ale lui Constantin Brâncuș. Textul pe care l-a scris de Constantin Brâncuș a fost public într-o revistă Portal Măiastra, care este la Târgu Jiu și textul chiar l-am trimis. Vă mulțumesc! Acum o să dau cuvântul maestrului Aurel Goci, care nu știe foarte bine, știe poezia dânsului, așa că lăsăm pe dânsul să ne spună din punct de vedere critic ce înseamnă poezia lui Alexandru Ciocei. Aș spune mai puțin din punct de vedere critic și aș zice să vorbim puțin și despre omul Alexandru Ciocei, pe care l-am cunoscut foarte de mult în anii 60-70, când în București exista fabulosul cenacul Bacovia, care îl conducea doamna Agata Bacovia, vrea și Gabriel Bacovia, și venea o sumedenie de scriitori pe care eu știam din cronicile lui Pompiliu Constantinescu, afirmați între cele două războaie și care cred că fuseseră prin pușcării, prin alte părți. Și revoluționar. Da, dar cât mă termină, era o sumedenie doamne care erau niște oameni foarte modești și la locuri. Eu cred că am fost prima oară la acolo când aveam 14 ani. Eu și cu Claudia Voiculescu, noi eram, ca să zic așa, copii de cartier din Rahova. Eu din Rahova, ea de Ferentar. Și cred că de la 14 ani am fost acolo prima dată și am fost fascinat de doamna Bacovia. Și printre cei care erau puțin, deci noi consideram poate încă copii, așa, 14 ani, cei care erau un pic mai afirmați, printre tinerii care nu erau nici ei începători, era și domnul Ciocioi, unul personalitate absolut marcantă, un bărbat frumos cu părul creț și cu privire pătrunzătoare și cam singurate, cam am încercat să mă apropii de el, diferența de vârstă nefiind totuși așa de divorț. Și am aflat un om de o mare puritate și de o mare, de o dimensiune sufletească absolut înduioșătoare. Un om plin de delicatețe și de coerență și de gratitudine pentru toate bucuriile pe care ne le poate oferi lumea. Observați chiar la titlul acesta, aici. Sunt două elemente, două simboluri care ambele simbolizează puritatea. Petalele și zăpada. Și dacă le putem lua așa, totul este între această dimensiune oarecum miniaturizată a scrisului său. Mie mi-a plăcut poemele sale de dragoste, pentru că care nu se înscriu în tocmai la definiția care v-am spus-o puțin mai înainte. Mie îmi place un poem pe care nu îl găsesc acum, dar îl găsesc în prefața scrisă de plin, că l-am citat, că îmi plăcea, așa. E o poezie de dragoste într-o tonalitate și o formulă
absolut arteziană, incredibil arteziană. Și propoziția dinainte este sună așa. Câteodată curgerea poemului se simte pe inflexiune verbală arteziană sau o răsturnare sintactică specifică vasului cuvintelor potrivite, ca în acest extraordinar poem de dragoste. Întotdeauna mai avem o vorbă albastră, nechemată și castă, o privire ascunsă în sânge, unde vântul nu ajunge, mai avem o lumină străină, neinvitată la cină, un somn cu minte de floare, uitând să mai zboare, câteodată mai avem un zâmbet de stâncă, întotdeauna mai avem un zâmbet de stâncă și un vis cu puterea de încă. Asta este, după mine, este absolut vermecătoare și celălalt. Omul a fost într-adevăr modest, poate că merita mai mult de la poezie, cel puțin ca să fie măcar o reciprocitate în ceea ce au venit el poezie și poate că poezia trebuia să-i dea mai mult. Nu s-a zbătut pentru aceste afirmări oficiale și titluri care, la urma urmelor, fiecare trebuie să-și vedea. Este o recunoaștere a confraților, este un atestat de profesionalism în zona aceasta a literaturii, care niciodată nu știm exact ceea ce este amatorism, ceea ce este profesionism, cine ce e scriitor cu lite sau un condeier care n-are, scrie timpul liber. Diferența este întotdeauna foarte labilă și sigur că până la urmă timpul face toate cernerile, și, dar în timpul vieții sunt și în epoca noastră și am chiar și personal m-am convins, deși structura mea nativă este a unui entuziasm, dar primi ușor cerată, dar ulterior devin sceptic, foarte rău sceptic. Am văzut oameni veleitari care au reușit să se impună, să mintă foarte multă critică bună, critici cei mai importanți ai epocii și ceilalți, și așa și care au reușit să se impună, dar, cum să zic, eroziunea intervine absolut imediat la aceste lucruri nemeritate și mai ales nesusținute de operă. Dacă ne uităm, el este puțin cunoscut, sigur, în lumea tău este cunoscut. Are 12 cărți care, raportându-le la vârsta lui, apar la mari perioade. Ar trebui să fie apărut la mari perioade de timp. Nu au apărut la mari perioade de timp, ci el a început să scrie foarte târziu. Cred că prima carte a apărut la 53 de ani, ceea ce îl depășește și pe Alghezi, dacă mă gândesc eu bine. Deci, de atunci încoace, el este chiar activ. Din 2 ani a publicat o carte. Dar, iată, el a pornit foarte târziu. Deși, iarăși cum vă spun, având 14 ani, deși erau anii spre 70, așa. 70, așa era, că nu aveam eu cum. Și eu aveam 14 ani, el era acolo un tineri poet de viitor și era cunoscut și lumea bună care venea, plus că doamna Agata Bacovia, care o chema Agata Bacovia, dădea certificate de grandoare. Fiecare era mai mare, mai mic. Mă rog, la numele care îl purta, era și rău să nu dea certificat. E bine că dădea. Iar el a rămas modest, undeva detașat de prima linie a vieții literare. Un om discret, de o mare delicatețe și de o mare acuratețe sufletească. Dar eu vorbesc despre om, dar dacă citiți poezia, este absolut în aceleași epitete care ne-am disipit pe aici. Și, însă, o poezie foarte plăcută la lectură, chiar este o poezie care merită citită și cred că ar fi putut să aibă o masă de cititori foarte mare, dacă cineva i-a făcut un promotion și deci o poezie de dragoste, așa, din asta chiar s-ar fi putut pune pe muzică foarte multe din poemele lui de dragoste. Chiar iarăși nu s-a făcut.
Dar să nu plângem după ceea ce nu s-a făcut, să vorbim despre ceea ce este. El este un poet adevărat, că poate perioada 60, 80, 90 nu i-a dat prea mult, dar poate că e de mai mult deceniul acesta în care am intrat în ceva timp și poate că va fi încoronat mai târziu. Este un poet adevărat și mă bucur că este printre noi. Și mai ales că nu are dimensiunea aceea poetului care acum este la modă, tipului care este bătăios, logicard, toate. El își păstrează acea distanță strategică și de bun simț și de și axiologică în față de fenomenul literar propriu-zis. Eu zic că este o poetă adevărat și merită să-l citim și să-l iubim. Mulțumesc!